În toate bisericile din Mehedinți, astăzi s-a oficiat slujbe de sfințire a gheazmei. La catedrala din Drobeta Turnul Severin, ceremonia s-a desfășurat sub privirile credincioșilor, veniți să se roage pentru cei dragi. Din cauza pandemiei, procesiunea spre portul din Drobeta Turnul Severin a fost anulată, iar sticlele de apă sfințită au fost îmbuteliate. Slujba de anul acesta de bobotează a fost diferită față de anii trecuți. Atât preoții cât și credincioșii au fost nevoiți să țină cont de regulile impuse de pandemie. La catedrala din Drobeta Turnul Severin, slujba de sfințire a apei a fost oficiată de preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Aici, prin taina spovedanie, după ce ne-am botezat în numele Sfintei Trăim, avem posibilitate să ne curățim de păcate, repet, prin taina pocăinței, asemenea oamenilor din toate categoriile sociale care veneau la Sfântul Ioan să se boteze. Deși el părea aspru, dur, vroia o hotărâre din partea fiecărui persoană botezată la râul Iordanului, era și bucuros pentru că vestea împărăția cerurilor ce se apropia. Severinenii au venit la biserică pentru a se ruga și a lua aghiasma mare. Aceștia spun că de data aceasta nu a mai fost aglomerație. În anii trecuți mergeați și în port? Da, cum să nu? Cum să nu? Sigur că da, mergeam și în port. Acum nu mai... Trebuie să respectăm, nu? Pentru siguranța noastră. Da, bineînțeles. Lume puțină poate de anul trecut. Cum vi se pare organizarea? Vi se pare aglomerație, agitație? Nu e aglomerație, nu. E foarte bine la ora actuală. Mulțumiți, nemulțumiți, asta este. Nu-ți devină preoții. Sunt devină aia care ne conduc, care sunt acolo la conducere. Din cauza lor am ajuns. Cum am ajuns? Mi se pare că e în grămădeală, vă simțiți în siguranță? Nu. E bine, e bine. Nu e în grămădeală, nu e nimic, dar nu e o ordine așa, cum a fost odată. Față de anul trecut, părere de rău, nu se sătăbătărește la nivelul de anul trecut. E foarte restricționat, peste tot. Am văzut la Constanța că s-a dat drumul în port, la Constanța ieri a făcut, dar noi nu, am fost în port și nu este nimic. De aia am trecut pe aici, acasă am văzut că aici este organizat. În anii trecuți mergeați în port? Da, fiecare an în port. Eu sunt bucuros după cum s-a desfășurat și boboteaza în acest an, faptul că am fost împreună cu credincioșii, ce îndrept, n-au mai fost așa mulți ca în anii trecuți, dar a fost bine. Îi mulțumim lui Dumnezeu. Eu sunt bucuros și nădăjduiesc că va fi bine. Trebuie să treacă și această molimă. Nu poate să țină. Au mai trecut și altele și nădăjduim în Dumnezeu. Pentru ca evenimentul să nu fie marcat de incidente violente, jandarmii au fost prezenți în apropierea lăcașelor de cult. Efective de ordine publică din cadrul Jandarmeriei Mehedinți, împreună cu Poliția Municipiului Drobeta Turnul Severin, asigură măsurile de ordine și siguranță publică pe perioada desfășurării manifestărilor religioase ocazionate de sărbătorirea botezului Domnului la Catedrala Episcopală din Municipiul Drobeta Turnul Severin. Forțele de ordine acționează pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte antisociale, pentru protecția participanților, dar și pentru verificarea respectării măsurilor dispuse de autorități în actualul context epidemiologic. În zona de distribuire a apei sfințite sunt amenajate culoare de acces în vederea prevenirii aglomerărilor de persoane. În anii trecuți, enoriași împreună cu preoții se îndreptau spre portul severinean pentru sfințirea apelor Dunării. De data aceasta, lucrurile au stat diferit. Aici, în portul din Drobeta Turnul Severin, avea loc anual procesiunea de sfințire
sfințire a apei împreună cu enoriașii și preoții care plecau de la catedrala din centru. În acest an, această procesiune a fost anulată, dar enoriașii au putut participa la slujbele dedicate sfințirii apei. Boboteaza este una din marile sărbători ale creștinătății. Românii cred că boboteaza este și o sărbătoare dedicată purificării naturii și mai ales a apelor de forțele răului.